Bună seara, bine v-am regăsit la Design Perfect. Da, în această seară eu voi fi moderator și sunt foarte bucuroasă. Cred că din când în când este important să rupem puțin ritmul. Dacă tot se întâmplă lucruri așa tensionate, să ne mai relaxăm puțin, că de fapt despre asta este vorba în viață, să ne mai relaxăm, să respirăm adânc, să mai luăm o pauză, să mai schimbăm un pic direcția, să aducem ceva interesant. Dacă n-aducem noi, aduce viața, așa că ar fi bine să fim cumva proactivi. Este o emisiune dedicată unui cuvânt, cheie, imprevizibil. Cred că v-ați lovit de acest cuvânt, de acest concept de-a lungul timpului. Nu știu dacă v-a plăcut sau nu ce a însemnat imprevizibilul în viața voastră. Pentru mine devine o lecție pe care în fiecare zi încerc să o procesez. Și în această direcție mă ajută un maestru în zona imprevizibilului, Alexandru Răducanu. Bine a revenit, Alexandru, pe scaunul de invitat. Cu alte cuvinte, îți testez toleranța la imprevizibilitate, da, prin propria mea existență, exact, și experiență comună, exact, pe care o avem. La modul cel mai serios, testez capacitatea de a da drumul la control. Cred că am respirat conștient în ultima perioadă de timp mai mult decât am făcut toată viața. Însă, cred că ești un om foarte potrivit să vorbim puțin despre acest concept, pentru că, din punctul meu de vedere, chiar ești un maestru. Bine, tu ești unul dintre foarte puțini oameni care au acces la dimensiunea mea imprevizibilă. Pentru mulți oameni sunt destul de previzibil. Probabil că dacă ei întreba, nu știu, pe cursanții mei, ar spune că sunt destul de previzibil. Mă țin, poate și colegii din televiziune, vin la timp, îmi fac emisiune, nu se întâmplă schimbări spectaculoase așa. Dar de la te revanșezi. Dar există și puțini oameni care au acces dincolo de cortină la partea mea de imprevizibilitate și tu ești unul dintre ei. Da. Deci cum nu se poate plictisi cineva, am putea să spunem. Nu, este o continuă încercare de a manageria o cantitate foarte ridicată de adrenalină. Dar are și asta farmec cu ei. Aș vrea, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care aș dori să le discutăm astăzi, aș vrea să te întreb, pentru că tu ești un om care trăiește într-un mod imprevizibil. La fiecare zeci de minute, ore, zilnic, Alexandru schimbă direcția brusc. Dacă imprevizibilul ar fi cumva opusul controlului, planificărilor, planului, există vreun punct în care acestea se întâlnesc? Controlul, planul și imprevizibilul? Da. Unde? Știi că de foarte multe ori pentru un bărbat care e burlac sau trăiește singur, este un dezastru dacă vine o femeie și se apucă să facă curățenie și ordine pe acolo. Sau dacă pur și simplu angajează o femeie care să-i aranjeze lucrurile. Pentru că el în dezastrul lui de acolo are o ordine undeva în capul lui. Adică tot haosul ăla undeva în capul lui este ordonat și știe unde își găsește fiecare. Dacă vine o femeie și face acolo curat și instituie ordine ei, în mod absolut și obiectiv este ordine, dacă bărbatul ai terminat, nu mai găsește nimic. Așa și zona asta de imprevizibil și de ordine. De fapt, imprevizibilul unei persoane are undeva un anumit control și o anumită ordine. Eu nu fac lucrurile chiar așa de imprevizibil pe cât ele par. Undeva există niște repere și un ghidaj și o ordine interioară, doar că ele se întâmplă cu o viteză dementă. Probabil că unii oameni schimbă lucruri la un an, la 5, la 10, la o viață, la două. Eu într-adevăr le schimb la o oră sau la o zi. Deci există situații în care ai putea să prevezi ușor, să spunem, o schimbare și pentru altcineva din afară să pare, să pare imprevizibil. Da, există un plan în ființa mea unde eu cumva simt sau adulmec acele schimbări. Dar există și momente în care nu simți nimic? Pur și simplu faci lucrul chiar și spre surprinderea ta? S-a întâmplat în viață? Da. Și cum te-ai simțit? Că acolo, practic, tu experimentezi propria parte de imprevizibil pe care o emiți în exterior. Cred că acolo ține mai degrabă de stări de moment sau poate de anumite butoane care mi se apasă.
Și am și o reacțiile mele umane, izvorite poate din anumite frici, din anumite răni, din anumite complexe și așa mai departe, chiar că lucrez cu aceste lucruri de o viață, am totuși dimensiunea mea umană și probabil că am anumite reacții, să spunem, spontane sau imprevizibile, poate diferite de ceea ce eu mi-aș dori. Dar, de foarte multe ori, dacă ți-o cană în mână și îi dai drumul pe podea să face țândări, poți să regrezi sau poți să-i ceri scuze toată ziua, nu se va face înapoi. Cât crezi că, în ce procent crezi tu că a influențat imprevizibilul, componenta asta de imprevizibil din tine, ceea ce ești astăzi? Pe ceea ce sunt din punct de vedere profesional din orice sau punct de vedere, tu întreg, ce ești tu astăzi pe toate planurile tale? Puțin. Pentru că dimensiunea mea importantă, nu consider că este imprevizibilă, este foarte așezată, are o direcție foarte clară și acolo nu am avut chestii imprevizibile. Probabil că în viața mea privată sunt mult mai imprevizibile sau în chestiuni care țin de aspecte de zi de zi. Au fost situații în viața ta, oameni care te-au luat prin surprindere, pe care tu ai fi putut să le, să-i consideri imprevizibili? Da, tu ești unul dintre ei. Sunt onorată, eu, planificatorul. Aș vrea pentru oamenii care ne urmăresc și care, să spunem că poate nu știu să managerieze foarte bine acest factor din viața lui, din viața lor, imprevizibil. Cum răspunzi sau reacționezi, asta ar fi o întrebare, la un element imprevizibil care ți se prezintă înainte, că e un om prin ceva anume, că este o situație. Ce te ajută să manageriezi situația aceea sau ce faci exact? Bine, cu înțelepciunea vârstei, da, aș spune să respiri adânc și să nu iei nicio decizie sau reacție pe loc. Să-ți dai un mic buffer de timp, chit că este o respirație, un minut sau cât îți poate permite situația, de fapt. De foarte multe ori reacționăm imprevizibil, impulsiv, pentru că da, reacționăm, da, nu acționăm, și de cele mai multe ori ajungem să regretăm acele lucruri făcute sau spuse din impuls. Aici aș putea adăuga, mai ales că eu sunt mai expusă imprevizibilului dinspre tine decât tu cred, decât ești tu. Da, eu sunt obișnuit cu mine, deci deja mă simt mai ca da, cu mine însă. Pe mine m-a ajutat foarte mult să nu iau în considerare tot ce se întâmplă în momentul acela. Să respir adânc, exact cum ai spus și tu, și să las ușor să treacă ce o fi și să văd ce mai rămâne după. Am înțeles. Deci eu am un comportament de femeie din punctul ăsta de vedere. Știi că se spune, dacă o femeie îți spune să faci ceva, nu te apuca, pentru că oricum după 5 minute schimbă opinia sau ce. Să știi că ajută foarte mult să lași un pic să se așeze lucrurile, pentru că acolo unde este imprevizibil mai este și un undo de multe ori. Și abia după aceea, când lucrurile se stabilizează ușor, să încerci să găsești o soluție, să vezi ce poți să faci, să răspunzi mai degrabă. Design Perfect este o emisiune de spiritualitate aplicată și n-aș vrea să scot această componentă de aplicabilitate din cadrul ei. De aceea, eu cred că voi, dragi oameni frumoși, și vă așteptați ca în seara aceasta eu să-i adresez lui Alexandru multe întrebări referitoare la acest concept interesant imprevizibil și el să răspundă pe această temă. Dar nu am să fac acest lucru, vreau să aplic cumva acest concept de imprevizibil ediției de astăzi și da, cumva o să rămân stabilă prin a adresa niște întrebări, dar nu referitoare la imprevizibil, ci referitoare la omul imprevizibil pe care l-am astăzi în fața mea, pe Alexandru. Tu ești foarte cunoscut deja din multe puncte de vedere. Pe scara de bloc. Poftim? Pe scara de bloc. Pe scara de bloc. Ai reușit să creezi niște lucruri foarte importante în viața ta și ești un om care... Mai ales altora, să știi, în viața mea încă am mai ales probleme, creând lucruri importante în viața altora. Ai reușit cumva să construiești ceva ce oamenii ar putea considera mai greu de realizat. Proiectul Canal 33, proiectul School of Light. Deci ești un om care se prezintă într-o componentă destul de complexă în fața celorlalți și o să te rog să-mi permiți să și pe dumneavoastră să vă relaxați și să continuăm
răspunse de întrebări pe care... Imprevizibile. Exact. Pentru că m-am gândit că decât să vorbim despre factorul imprevizibil, mai bine să explorăm imprevizibilul din tine. S-ar putea să te scoată și pe tine puțin din zona de confort, pentru că emisiunea era puțin despre altceva, nu despre tine, dar e bine din când în când să mai simți așa adrenalina. Și am câteva întrebări pentru tine și de ce nu? Haideți să încercăm să-l cunoaștem mai bine pe Alexandru, pentru că este un om care inspiră foarte mult și e interesant de văzut ce ne poți împărtăși despre concluziile la care ai ajuns până în prezent? Astăzi despre conținutul vieții astăzi tale? Astăzi probabil că o să expir mai mult decât o să inspir, pentru că probabil voi opta de multe ori, dar cu noi este Dumnezeu. O să te rog doar să fii foarte scurt în răspunsuri, pentru că chiar m-aș doresc să mă bucur de această explorare prin viața ta, prin concluziile la care ai ajuns până în momentul acesta și de ce nu poate învățăm și noi ceva. Uite, de exemplu, când ai încercat ultima oară ceva nou? Să faci ceva nou? Să știi că e o întrebare mai provocatoare decât pare. Dar răspuns repede. Ești obișnuit cu acest aspect al vieții? Ceva nou, cred că am încercat acum 2-3 săptămâni să montez un aparat de sport în casă și mi-am dat seama că mă depășește, așa încât am abandonat și am chemat un om priceput. Ok. Care este lecția de viață pe care ai învățat-o cel mai greu? Ți-a adus cele mai multe provocări. Dar ai învățat. Să știu să spun nu. Preferi să adresezi mai multe întrebări sau să te mulțumești cu ce știi tu? Prefer să ascult. Ce poți să spui că ești capabil să faci astăzi și n-ai fi putut să faci acum un an? Să-mi las dimensiunea mea mai masculină să se exprime. Crezi că plânsul este un semn de putere sau de vulnerabilitate? De slăbiciune? Mai întâi de toate trebuie să mă mărturisesc oamenilor că uneori plâng. Nu în public. Întotdeauna singur și în anumite momente rare din viață. Și cum l-ai vedea? Un semn de sinceritate cu mine însumi. Care e diferența între a exista și a trăi? Cei mai mulți oameni există, foarte puțini oameni trăiesc. Pentru că din punctul meu de vedere, foarte mulți își duc viața într-o rutină, în niște comportamente automate, în ceea ce se așteaptă alți oameni de la ei. Și pur și simplu fiecare zi a lor e ca o zi a cărtiței care se repetă și în care nu sunt cu adevărat prezenți. Este posibil să minți fără să spui niciun cuvânt? Da. Cum? Poți să omiți lucruri? Poți să nu ai o reacție sau un cuvânt atunci când ar trebui spuse? Există ceva de care te ții și știi că ar trebui să-i dai drumul? Greu de răspuns la întrebarea asta. Cu siguranță, da, cu toți avem lucruri de care ne ținem. Ceva interior. Care îți vine în atenție așa, rapid. Nevoia de a mai demonstra ceva cuiva. Ce te face să zâmbești? Câteodată sugestiile unui prieten că ar trebui să zâmbesc mai des. Dar de foarte multe ori mă face să zâmbesc o glumă sau chiar cu o autoironie. Vorbești mai mult decât faci sau faci mai mult decât vorbești? Aici răspunsul este și. Sunt aspecte în care unii oameni ar spune că doar gorea de mine. Sunt aspecte în care fac mult mai multe lucruri decât vorbesc, pentru că dacă aș vorbi, n-aș mai fi în viață. Dar în prima parte acolo, unde vorbești mai mult decât faci, ce anume creează întârzierea sau diferența între ce vorbești și ce faci? Acea imprevizibilitate. Când vorbesc, sunt pe o anumită stare, pe anumite decizii, între timp se schimbă direcția, apropo de acea imprevizibilitate,
nou punct în care sunt, nu mai e compatibil cu ce am spus acum o oră sau acum o zi și prin urmare nu mai pot să mă țin de cuvânt. Dar nu pentru că nu m-aș ține de cuvânt, ci pentru că pur și simplu sunt în altă etapă și în alt punct al momentului și al vieții mele, din care nu mai e posibil să fac ce am spus ieri. Dacă ai avea oportunitatea să transmiți un mesaj scurt omenirii, ce ai spune? Let go. Suntem prea atașați, prea încrâncenați, prea cramponați de diverse lucruri. Ce este mai rău, să încerci și să experimentezi eșecul sau să nu încerci deloc? Să nu încerci deloc. Oamenii pe patul de moarte nu regretă că au făcut lucruri, regretă lucrurile pe care nu le-au făcut. Ce crezi tu că faci diferit de alți oameni? Am o dementă încredere în mine la nivel spiritual. Justificată, dar din anumite puncte de vedere exagerat. Ai preferat să fii un geniu trist și neadaptat sau un om mai simplu, comun și happy, vesel? Din păcate, pentru mine sunt ambele și pendulez între cele două, de aceea și imprevizibilitatea mea. Este posibil? Da. Ce te-a învățat viața recent? De fiecare dată când ești într-una dintre extreme și le conții pe amândouă, tânjești la cealaltă. Și reușești cumva să găsești o zonă de echilibru? Până acum am găsit. Ok. Ce te-a învățat viața recent? Să te gândești de mult mai multe ori înainte să iei decizii importante de viață. Să lași timp. Apropo de imprevizibilitate, unele lucruri necesită să le lași un timp să dospească și să vezi încotro te duce viața, te duce universul, te duc semnele, te duce sufletul, nu ceea ce îți dictează poate mintea pe moment sau poate o reacție de impuls. În ce găsești inspirație? Ce te inspiră? Mă inspiră alți oameni din jurul meu care mă estresc anumite lucruri. Eu sunt incapabil de invidie și când spun că invidiez pe cineva e de fapt un joc de cuvinte, de altfel este un fel de altfel de a mă exprima pentru că admir o altă persoană. Îmi place să văd oameni care mă estresc lucruri pe dimensiuni care mă interesează pe mine. Îi admir și încerc de fiecare dată să fac și o pași mai hotărâți în direcția aceea, pe principiu what a man can do, another man can do. Ce poate face un om, poate face și alt om. Dacă altcineva face mai bine sau mai minunat un lucru, să încerc și eu să-l prind din urmă. Dacă învățăm din greșeli, de ce ne este frică să facem greșeli? Pentru că am învățat că suntem pedepsiți dacă facem greșeli. În familie, în școală, câteodată și în relațiile de cuplu, când ne luăm câte o mătură pe spinare. Care este cel mai important moment din viața ta până acum? Unul. Momentul când consider că am înțeles la nivel de suflet ce înseamnă să iubești. În alergătura aceasta de zi cu zi, ce anume nu reușești să vezi? Nu știu dacă nu reușesc să văd, dar poate că nu reușesc să dau atenția potrivită anumitor situații sau oameni sau lucruri care se întâmplă. Care este cea mai mare frică ta? Să nu rămân mediocru sau să nu plafonez. Ce frică dintre cele pe care le-ai avut sau poate încă le mai ai, dar poate le-ai avut, s-a adeverit? Ce frică s-a adeverit? Da, ai trăit-o. Adică, știi, e vorba aceea, de ce ți-e frică? Da. Ai avut vreo experiență în acest sens? Cred în ideea că viețile noastre sunt niște profeții auto-împlinite,
de foarte multe ori, dacă credem un lucru, ajungem să-l manifestăm în viața noastră și mai ales propriile frici. Însă, pe de altă parte, eu am învățat destul de puternic ideea că această frică este o credință inversată și atunci când o percep, încerc să o schimb pe parcurs, să-i schimb vector în credința activă și să reîntorc cumva cărțile de joc. Motiv pentru care puține frici ajung să se adeverească cu adevărat. Nu vine ceva concret în minte acum. Revenim la călătoria prin viața ta după o scurtă pauză publicitară. Este despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să-ți simtă vibrația, să-ți simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Dar, totuși, ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Dragi oameni frumoși, am revenit și continuăm să călătorim prin viața lui Alexandru Răducanu. Și în mod imprevizibil, încă mai sunt în platou. Mai ești, da, și n-ai plecat încă, mă bucur foarte mult și îți mulțumesc. Dar știu că tot ce voi spune se va folosi împotriva mea. E bine să fii optimist, să nu fii pesimist. Te rog, spune-mi, de ce ne gândim la alți oameni mai mult după ce îi pierdem? De idioți. Este vreun sfat pe care l-ai putea da în direcția aceasta? Da, de foarte multe ori, abia după ce pierdem un om, realizăm cât de drag ne este sau cât de important a fost în viața noastră sau ce am simțit cu adevărat pentru persoana aia sau cât de bun prieten ne-a fost sau depinde care a fost tipul de relație. Reușim să ne mai detașăm de lucrurile care poate ne-au înfierbântat și care au dus la ruperea relației și să privim cumva mai la nivel de esență, care este relația cu acel om de fapt. Ce este mai important, să iubești sau să fii iubit? Asta este o întrebare pe care mi-am pus-o de multe ori. Răspunsul a variat în funcție de anumite experiențe din viață pe care le-am avut de-a lungul timpului.
am experimentat ambele situații în viața mea privată și cred că este de preferat să iubești. Care este cel mai simplu adevăr pe care l-ai putea exprima în cuvinte? Dar sigur, apropo de întrebarea de mai devreme, e de preferat să iubești și să fii iubit, să există o reciprocitate. Asta este situația ideală. Dar dacă ar fi să aleg ori, aș alege să iubesc, pentru că consider că iubirea pe care o porți îți schimbă ființa și viața indiferent sau independent de ceea ce se întâmplă de partea cealaltă. Dar în fel nici nu poți să controlezi ce se întâmplă în partea cealaltă. Dar dacă ar fi să ne venim la cel mai simplu adevăr pe care le puteai exprima în cuvinte, care ar fi acela? Suntem nemuritori. Este mai important să faci ceea ce îți place sau să iubești ceea ce faci? Cred că este mai important să iubești ceea ce faci. Care a fost cel mai simplu act de bunătate care ți-a fost dedicat? Asta va fi un răspuns un pic mai elaborat. Se întâmpla acum 27 de ani, când mergeam pe un drum de munte, tărând după mine un picior, pentru că aveam niște bocanci cu două numere mai mari și mergeam deja de niște zeci de kilometri și făcusem niște ren la picioare, și întrebam unde e un cimitir. Și la un moment dat, o băbuță m-a oprit și mi-a pus în mână un măr și o lumânare. A fost un act de bunătate. Dacă ai fi într-o poziție de putere, cum ai manageria o situație conflictuală cu cineva care ar vrea ca tu să eșuezi? În primul rând, mi-aș folosi toată cunoașterea pe care o am pentru a influența din punct de vedere subtil și energetic această situație. Am creat anumite protecții. Iar în plan vizibil și concret, aș încerca să înțeleg care sunt motivațiile acelei persoane. Aș încerca să evaluez șansele de a eșua și aș căuta să găsesc niște răspunsuri tactice la situația prezentă. Cu minime daune pentru persoana respectivă, dacă se poate. Da, eu sunt cam milos. Lucrurile pe care le învăț la stilul de arte marțiale pe care îl practic este foarte dur și teoretic nimicitor. Dar mă întreb dacă mă va lăsa inima să le aplic într-o situație reală. Dar care este motivul pentru care studiezi arte marțiale? E ceva care cumva mă atrage de mult timp. Am practicat în liceu vreun an și am reluat în prezent, plecând de la o situație concretă de viață pe care am avut-o. Dar cred că este un element care ne ajută să ne simțim mai relaxați în orice situație de viață. Ce închisoare personală ți-ai creat sau ce închisoare ți-ai creat din propriile frici? Fiecare dintre noi are o închisoare creată din propriile frici. Și ne poți spune ceva? Despre fricile mele? Despre închisoarea pe care ți-ai creat-o singur? Despre închisoarea pe care mi-am creat-o singur, uneori spun, apropo de dușmanii sau adversarii mei, și am destui, că uneori se potrivește o replică din The Watchers, cei care ne privesc, în care un personaj spune, fiind în pușcărie cu mulți dintre oamenii pe care el îi băgase acolo, și spune, voi vă imaginați că eu sunt aici în pușcărie cu voi, dar greșiți, voi sunteți aici cu mine. Da, am propriile mele zăbrele, dar îmi aduc dușmanii în propria mea închisoare pe principiu, țineți prieteni aproape și dușmanii și mai aproape.
Nu am frici reale. Pentru că nu prea sunt atașat de nimic. Dacă aceasta ar fi ultima oră a vieții mele, aș fi foarte ok chestia asta. Nu am obiective materiale de carieră sau de niciun alt fel care să însemne un atașament sau o cramponare de ceva. Și când nu ești atașat de nimic și cramponat de nimic, nu prea ai frici. La un nivel profund, vorbim. Așa, sigur, lucruri imediate, concrete, care se pot întâmpla, e instinctul de supraviețuire care cumva te face să reacționezi. Trei cuvinte prin care ai caracteriza viața ta din ultimele trei luni. Montan rus, dementă și transformatoare. Dacă viața ta ar fi subiectul unui roman, este subiectul unui roman, dar care ar fi persoana titlul? Care îl scrie titlul? Nu va publica niciodată. M-a amenințat cineva că va publica o carte. Care ar fi titlul acestui roman? Incredibil și totuși adevărat. Cum ai defini libertatea? Să faci întotdeauna ceea ce iubești. Și să poți face asta, să-ți permiți lucrul ăsta. E un lux pe care unii l-au. Ce înseamnă să permiți altcuiva să te iubească? Să-ți lași garda jos, să fii 100% vulnerabil în fața acelei persoane, să împărtășești adevărurile tale cele mai profunde, să ai încredere 100% în acel om. Care este cea mai mare provocare a ta din prezent? Să-mi aduc aminte cine am fost. Cum definești succesul? Ceva după care oamenii aleargă în lipsă de lucruri mai importante. Ce nu poți cumpăra cu banii? Multe lucruri nu poți cumpăra cu banii. Nu poți cumpăra credința cu banii, nu poți cumpăra iubirea cu banii. Poți cumpăra companie, dar nu iubire. Poți cumpăra atenție, dar nu prietenie. Poți cumpăra un pat confortabil, dar nu odihnă. Cum spunea cineva, o casă, dar nu acasă, știi? A house, but not a home. O casă, dar nu un cămin. Exact. Ce crezi că ți datorezi astăzi ție? Să mă bucur de ceea ce am construit. Oamenii nu-și imaginează nici măcar 1 la 1000, nu 1%. Din ce poziție și cu ce resurse am construit ce am construit. Care sunt cele mai importante componente ale unei vieți fericite din punctul tău de vedere? Perspectiva pe care o am acum este că trebuie să avem foarte mulți stâlpi care să ne susțină o viață fericită. Oamenii au tendința să meargă unilateral în viață, să aleargă cariera, să se dedice ei sau să aleagă viața de cuplu sau să aleagă banii și afacerile sau să aleagă petrecerea timpului liber sau să aleagă felul în care arată la nivel corporal sau să arate o anumită imagine publică, să construiască o anumită imagine publică și așa mai departe. Și toate celelalte rămân cumva atrofiate. Iar atunci când lucrul în care ai investit toată atenția ta, toată energia, tot timpul pică, atunci se surpă întreaga ta viață și cazi de foarte de sus într-un butoi cu melancolie, nemai spunând că doar acea situație singură nu te poate susține să fii fericit pe termen lung, îți poate oferi momente. Iar acea situație în care tu vei investi totul se va surpa cu siguranță, cu o certitudine de 100%, pentru că orice ne atașăm în mod absolut ajunge să ne fie luat ca să înțelegem că nu acesta este drumul cu viața noastră.
Și dincolo de toate acestea, până la urmă, noi suntem foarte complexi. Și cred că toate aspectele din noastre au nevoie de o viață. Nu doar un aspect din noi are nevoie să trăiască și celelalte să stea închise undeva. Dacă ai putea să te întorci în trecut și să ai o discuție tu de astăzi cu o varianta ta mult mai tânără, ce i-ai spune? Ce i-ai recomanda? Tu din viitor. Un cuc mai de substanță și lucru mai de formă. Ceva. Anume. De exemplu. Aș învăța limba engleză de acum 30 de ani, nu de acum. I-ai fi spus? I-ai spune, învață limba engleză. Mai târziu vei avea nevoie. Ce carte a avut cea mai mare influență în viața ta? Biblia. La majoritatea emisiunilor dai replici din filme, ne dai niște secvențe, ne aduci în atenție tot felul de secvențe din filme care au legătură cu subiectele respective. Dacă ar fi să ne spui acum o singură replică care pe tine te fascinează, indiferent de subiect, care ar fi aceea? E o replică care este pe pagina mea personală de Facebook. It's not who I am underneath that defines me. No, it's not who I am underneath, but what I do that defines me. Nu este ceea ce sunt pe dinăuntru, ci ceea ce fac care mă definește. Care e filmul tău preferat? Pentru că nu știu câte sute mii, câte filme ai văzut, dar care este filmul tău preferat? Numărul unu în top. Că nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta. Am multe filme care îmi plac așa foarte mult, sunt aproape de sufletul meu. Chiar nu știu ce să spun în clipa asta ca film preferat. Îmi spui până la sfârșitul emisiunii că poate ne uităm și noi, să vedem ce te inspiră dincolo de, uite, și asta vreau să te întreb, ce te motivează să fii cel mai bun? Au existat factori diferiți de-a lungul timpului? Este ceva anume care te-a motivat întotdeauna să fii varianta ta și mai bună? Știu că pot fi cel mai bun. Și faptul că nu sunt, mă face să mă simt foarte inconfortabil. Este acea brânză bună în burduf de câine. Știu că am un potențial uriaș. Sunt leneș, sunt un om leneș ca structură. Dar cumva am o conștiinciozitate și o responsabilitate pentru potențialul ăsta pe care l-am, să mă străduiesc să-l pun în valoare. Care este cel mai spontan lucru pe care l-ai făcut vreodată? E un gest din viața privată, dar nu o să vorbesc despre el în public. Ok. Dacă ar fi să ne gândim la următorul an... Este și cel mai controversat. A controversat mulți oameni. Inclusiv pe părinții mei. La un moment dat, maică, am văzut 9 apeluri pe telefon, m-am gândit, Doamne, norocul meu că mă sunase taică-mi înainte și îmi pusese niște întrebări și m-am gândit că probabil și maică mea m-a sunat din același motiv. Altfel n-am mai văzut în viața mea de la maică mea 9 apeluri într-o oră. De regulă sunt 9 apeluri într-un an. Da. Haideți să vedem. Atunci, dacă nu vrei să ne dai detalii, haideți să mergem puțin mai departe, că mi se pare o întrebare foarte interesantă. Dacă ar fi să ne gândim la următorul an, ca perioadă de timp, care este obiectivul pe care este nevoie să-l atingi și care este obiectivul pe care vrei să-l atingi? Obiectivul care este nevoie să-l ating este să fac acest proiect Canal 33 un proiect profitabil, autonom. El încă este susținut din resursele pe care eu le aduc din munca mea independentă de televiziune. Respectiv donez aproape în integralitate toate veniturile obținute de mine din cursuri și alte activități pentru a susține activitatea postului și ar fi nevoie, după 5 ani de zile de funcționare, ca postul să ajungă într-un punct în care să se autosusțină. Ceea ce îmi doresc să se întâmple în următoarele... În următorul an, 12 luni. Este să
Încep... Nu știu dacă îți dorești sau vrei, că știi, o diferență. Da, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Multe lucruri nu mi le-am dorit în viață, dar le-am vrut. Iar dacă este la categoria vreau, vreau să-mi duc activitatea la un nivel internațional. Într-un sens, ea a început deja, dar cu titlul de tatonare, de test, vreau să ajung un lucru concret, puternic, așezat. Asta apropo și de limba engleză, pe care mi-aș dori să o învăț cum trebuie de acum 30 de ani. Spune-ne ceva despre tine, ce cei mai mulți oameni nu știu. Dă-ne și nouă. Spune-ne mai mult un pic despre tine. Sunt un om foarte timid, deși nu par. Probabil că activitatea mea, sau felul în care mă manifest, par să fiu o persoană expansivă, curajoasă, extravertită, dar eu sunt o persoană foarte introvertită în realitate. Și oamenii care sunt apropiați de multe ori spun că sunt antisocial. Deși munca mea înseamnă foarte multă relaționare cu alți oameni și am foarte multă răbdare și disponibilitate în ceea ce ține de munca mea. Ce înțelegi astăzi despre viața ta și n-ai înțeles acum un an? Că multe lucruri în viață țin de sincronizare. Poți să fii omul potrivit, dar nu la timpul potrivit și n-ai făcut nimic. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit vreodată? Continu. Și a venit din partea ta. Care sunt cele mai importante trei calități pe care le cauți la un prieten? Loialitate, sinceritate și generozitate. Când ai realizat pentru prima oară că viața e scurtă? Trebuie să localizăm lucrurile astea când vedem oameni cu care ne întâlnim în regim obișnuit și la un moment dat pleacă dintre noi. Am avut și noi aici la Canal 30 doi astfel de colegi, Cristina Țopescu și Horia Alexandrescu, care ne-au fost colegi și de pe o zi pe alta pur și simplu au plecat. În astfel de momente realizez că viața este foarte scurtă. Mai sunt și situații în care îți mai trece cât un glonț la ureche și ești undeva la limita dintre viață și moarte. Mi s-au întâmplat astfel de momente. Altfel decât se întâmplă majorității oamenilor, pentru că din anumite puncte de vedere eu mi-asum niște riscuri exagerate și uneori lucrurile astea au consecințe. Iar când chiar consecințele se produc și ești undeva pe granița dintre viață și moarte, realizezi că ești foarte aproape să treci și dincolo. În ce fel ești cel mai mare dușman al tău? Există această posibilitate în ceea ce te privește? Da. De altfel, cred că cu toții suntem cei mai mari dușmanii noștri, cu toate că am unii foarte dedicați. Adică eu sunt într-o concurență foarte acerbă cu niște dușmani reali pentru locul de cel mai mare dușman. Și totuși. Cumva trebuie să le acord acest respect, că sunt foarte tenaci, adică unii sunt extrem de determinați. Cu ce-i concurezi? Faptul că nu am știut să îmi acord și mie suficient de multă atenție și generozitate pe care am acordat-o altor oameni. Faptul că mă las pe ultimul loc de multe ori. Care este cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut vreodată? Greu de răspuns la întrebarea asta. Am făcut multe lucruri curajoase în viață, unele în plan exterior, unele despre care nu se știe dacă au dus la consecințe importante în societate. Dar câteodată cele mai curajoase lucruri sunt lucruri de suflet. Poate că să spui cuiva te iubesc, e cel mai curajos lucru pe care poți să-l faci în viață.
Dacă ai fi un călător în timp, ai prefera să te duci în trecut sau în viitor? Nu m-aș întoarce în niciun moment al vieții mele. În trecut. N-am de ce. Nu regret nimic și consider că sunt în cel mai bun moment al vieții mele de până acum, în fiecare zi făcând asta, pentru că în permanență mă schimb cu o viteză mare și schimbarea, din punctul meu de vedere, cel puțin ca și vector, este în direcția care trebuie. Spune-ne ceva ce învață oamenii, dar foarte târziu, când e prea târziu. Că am împărtășit o relație frumoasă de dragoste e mai importantă decât a avea succes, a fi validat de societate, a avea bani sau alte onoruri sociale. De cele mai multe ori poți să fii în cel mai superb loc din lume, dacă nu ești cu o persoană cu care să împărtășești la nivel de suflet acel moment și să fie relevant, nu are nicio importanță. Sau poți să fii undeva pe o bancă în parc, îmbrăcat foarte sărăcăcios, doar cu hainele de pe tine, dar să te bucuri de prezența omului de alături. Acum, în final, pentru că mai avem, cred că, un minut, tu ești un om de succes. Până în acest moment, ai reușit să faci lucruri care pentru alți oameni ar putea părea imposibile. Asta așa. Avem foarte mulți foarte mulți oameni în jurul nostru care ne arată, ne oferă exemple, dar al tău se duce puțin mai sus. Care ar fi calitatea care să ne ajute să facem lucruri considerate de alții poate imposibile? Orice lucru este imposibil până când cineva îl face. Este important să faci. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandru. Dragilor, sper că v-a plăcut această emisiune, această călătorie prin viața lui Alexandru, care este un model de om imprevizibil, care a reușit să se desprindă de un nivel stabil și de câte ori, de ce nu, poate stagnant, și să meargă puțin mai sus cu tot ce a însemnat această poate instabilitate, imprevizibil. Este o oportunitate pentru mine să mai schimb un pic ritmul și să-l mai rup, poate mai degrabă, și de ce nu să învăț și eu să fiu puțin mai imprevizibilă ca să pot să fac față provocărilor curente. O seară frumoasă vă doresc și luați viața mai ușor și dați-vă voie să vă adaptați la ce vă poate aduce ea ca element surpriză. Seară frumoasă!